Este un brevet european obținut la European Patent Office, EPO, care vizează o metodă de analiză la nivel celular, așa numită tehnică in vitro, de a stabili dacă un medicament are sau nu are risc de a produce aritmie cardiacă. Orice medicament poate să fie testat prin această tehnică. Noi folosim o tehnică standardizată care în anul 1991 a primit de altfel premiul Nobel pentru medicină și fiziologie, tehnica de patch-clamp, care este o tehnică de înregistrare a unor parametri electrici la nivelul unei singure celule și de înregistrare a activității unor canale ionice, care sunt proteine din membrana acestor celule. Se pretează tehnica de înregistrare pe orice celulă, dar noi în mod particular am fost interesați de cardiomiocite, care sunt celulele esențiale din cord și pe care am testat diverse medicamente. Tehnica are la bază, cel puțin partea care a fost brevetată, un soi de semnătură, de analiză a cinci componente de curenți ionici care trec prin aceste structuri proteice și care pot da o informație de încredere prin care poți să spui dacă un medicament se încadrează în risc mic, mediu sau mare de a produce aritmie. După brevetare, noi am continuat studiile și, de altfel, am beneficiat și de unele aspecte circumstanțiale date de pandemie. Respectiv, am testat riscul de aritmie a două medicamente care se folosesc în mod standard în malarie, clorochina și hidroxiclorochina, care au fost introduse inclusiv în clinică în România pentru terapia SARS-CoV-2, dar care sunt cunoscute pentru anumite aspecte, printre care, ca efect secundar, unul dintre ele este riscul de aritmie. Ceea ce le face până la urmă contraindicate în această terapie, deci noi am validat un risc de aritmie mediu. Și aceste rezultate au fost publicate în cadrul unui jurnal de prestigiu, European Journal of Pharmacology. Am fost mai mulți colegi implicați. Domnul conferențiar Bogdan Amuzescu este unul dintre cei mai importanți membri ai departamentului, care a fost implicat atât în partea de design a experimentului, cât și în obținerea rezultatelor și a redactării brevetului, care a fost de altfel o provocare pentru noi. Am beneficiat de asemenea de expertiza colaboratorilor noștri din Germania, echipa de la Cytocentric, Cytobioscience, sunt cei care au realizat de altfel echipamentul pe care facem înregistrările și care ne-au asigurat un suport tehnic permanent. Și unul dintre membrii lor, de altfel, este coautor pe brevet. Iar această muncă în echipă a fost extinsă în cadrul unei colaborări cu echipa Anaxon din Elveția, cu care, de altfel, am reușit să publicăm rezultatele pe noile medicamente testate pe clorochină și hidroxiclorochină. Iar în prezent continuăm aceste studii. Sunt bucuroasă, mândră de faptul că am reușit în cadrul competiției recent încheiate pe ce care sunt proiecte de cercetare exploratorie la domeniul medicină, să obținem un punctaj foarte bun de 96,6 puncte. Suntem pe poziția 4, vom avea finanțare, deci vom continua aceste studii și în prezent, în cadrul acestui proiect, avem o țintă legată de două noi medicamente aprobate de FDA, Food and Drug Administration din Statele Unite, care sunt două medicamente utilizate în terapia epilepsiei.
cenobamatul și fenfluramina. Acest studiu va avea două componente, una pe care o avem deja validată prin brevet și pe care o continuăm, care implică testarea riscului de a produce aritmie, care este un test esențial de validare pentru orice medicament comercial. Indiferent dacă este un medicament vechi sau nou propus. Și vom extinde studiul pe o componentă care mi este mie foarte familiară și foarte dragă ca domeniu de interes și de cercetare, respectiv studii la nivelul microvascularizației cerebrale, interacții cu bariera hematoencefalică, care pentru medicamentele active la nivel cerebral, cum este cazul medicamentelor care țintesc epilepsia, este esențială ca etapă de validare. Tehnica are un potențial foarte mare în așa numita medicină personalizată, pentru că testele acestea pe care le-am efectuat noi sunt realizate pe cardiomiocite derivate din celule stem pluripotente și asemenea derivate pot fi realizate și din celulele care sunt prelevate direct de la un pacient și în acest context testarea de risc de aritmie se face țintit pentru pacientul de la care au fost preluate celulele respective și se poate face un soi de analiză farmacologică personalizată. Accesarea atât a fondurilor din competiții naționale cât și cele internaționale este întotdeauna un deziderat care trebuie pus în practică. Este o provocare datorită faptului că condițiile de participare la aceste competiții sunt din ce în ce mai înalte, standardele sunt înalte. Pe de altă parte, este și o șansă pentru noi de a continua studiile, de a le extinde, de a implica noi persoane, oameni tineri care pot să evolueze atât la nivelul de licență master, cât și eventual unii dintre ei la nivel de doctorat. Și din acest punct de vedere încerc să combin partea de cercetare cu partea didactică. Consider că un profesor universitar bun este cel care reușește să transmită un mesaj din experiența proprie acumulată în timpul propriilor cercetări și nu din date din literatură.